În ultima ședință de Consiliu, aleșii Comunei Godeni au aprobat fondurile necesare reparării treptelor de la Căminul Cultural din satul Capul Piscului, Comuna Godeni. Clădirea a fost modernizată și reabilitată pe fonduri europene printr-un proiect care cuprindea mai multe obiective de interes pentru comună. La ora actuală, din cauza precipitațiilor, gresia de pe treptele căminului s-a deteriorat. În această vară, aceasta va fi înlocuită și se va construi o copertină pentru a proteja aceste trepte. Am cumpărat gresia toată și urmează ca o firmă, să vedem cu care o să ne înțelegem, să-i dăm drumul maxim o lună, dăm drumul și facem reparația scărilor. Acolo mai m-a trebuit niște bani, dar o să mă duc la Consiliul Județean, că aș vrea să pun o copertină din asta, din plastic, pentru că n-aș vrea să mai stea zăpadă pe scări. Și să fie un lucru bun și acolo. În același proiect, cu bani de la Uniunea Europeană, pe lângă modernizarea și reabilitarea căminului cultural din satul Capul Piscului, a fost și construirea unei grădinițe cu specific de after school. Grădinița are toate condițiile pentru ca micuții să-și petreacă aici câteva ore într-un cadru adecvat după ce termină cursurile la grădiniță. Copiii beneficiază de săli bine dotate, paturi și un cabinet medical. Noi răspundem de el pe o perioadă de 5 ani, după care vedem să-i dăm un alt fel de destinație, poate pentru că sunt copii, numai 10 copii, 10 copii trebuie să vină acolo, dar are suprafață și posibilități mult mai mari și o să vedem, asta niciun caz nu va dispărea, va rămâne pentru copii și pentru satul, pentru Comuna Godeni. Dar că va fi în sistem de grădiniță cu program prelungit, că va fi centru de îngrijire cu copiii ăștia, dar funcționează și merge. Și funcționează. Ce se face acolo? Funcționează. Vin copiii după grădiniță, copiii vor rămân în acest centru până la ora 5, când vine microbuzul ea și îi duce la case, la părinții lor, unde îi așteaptă. Un gen after school în care copiii, mai ales după masa, se odihnesc, au o perioadă de odihnă, restul tot cum se procedează într-o grădiniță modernă și rămân aici până la ora 5, deci de la grădiniță până la ora 5 și la ora 5 ia microbuzul și îi duce pe fiecare la destinație, microbuzul școlar. Începând de la anul, primarul Comunei Godeni dorește să mărească activitatea de la acest centru de ajutorare prin aducerea elevilor în regim de after school de la școala din localitate.